Identificarea celor mai eficiente căi de comunicare cu tinerii, cum pot interveni părinții în cazuri dificile, începerea timpurie a vieții sexuale, mărturisirea unei alte orientări sexuale decât a majorității, cum pot reduce influența pe care grupul pe care prietenii o are asupra copilului, precum și alte aspecte legate de procesul de dezvoltare psihologică al tânărului. Au fost subiectele abordate la seminarul organizat de mai multe asociații partenere din România și Elveția și care au ales Giurgiu pentru implementarea acestui proiect. Proiectul se numește Learning from the Best. Este finanțat prin fond al Guvernului Elvețian, prin programul de cooperare elvețiano-român. Se va termina în august 2016, este finanțat de circa 95.000 de franci elvețieni și ne adresăm prin acest proiect părinților, elevilor, prin sesiuni de antidiscriminare și printr-un workshop de parenting adresat acestor părinți. La Giurgiu venim pentru că avem o relație de aproape 2 ani cu liceul Teoretic Nicolae Cartojan și doamna profesor Maria Bircea. Profesorii și elevii de acolo sunt foarte, foarte deschiși și ne înțelegem foarte bine prin toate activitățile. Printre subiectele atinse în introducere s-au numărat relația părinte-vârstă-copil, rolul familiei în dezvoltarea copilului, pubertatea și adolescența. Părinții ar trebui să știe că să fie foarte apropiați de elevii, de copiilor, să aibă o relație cât mai devreme cu adolescenții și cu ai lor copii, pentru că altfel copiii, și cum le-a spus și doamna psiholog Luiza Vechiu, părinților în aceste sesiuni se vor îndepărta, vor putea înțelegere în alte anturaje și o relație bilaterală cu acești copii va fi foarte, foarte greu de creat mai târziu. Evident, a putut să apară tot felul de probleme. Orașele în care au loc aceste sesiuni sunt Tecuci, Adjud, București, Giurgiu, Călăraș, Alexandria și Curtea de Argeș. În cazul părinților, referind la antidiscriminare, dacă un copil poate să fie de altă orientare sexuală, să fie infectat cu HIV, care este cea mai discriminată categorie din România, poate să fie de altă religie, poate să fie de altă zonă etnică, cum ar fi să fie rom, de exemplu, toate aceste chestiuni le tratăm în cadrul acestor sesiuni și în cursul cu părinții.